Hello, lume bună și frumoasă, ce faceți? Astăzi vorbim iarăși despre cărți. Am luat o mică pauză de la a vorbi despre cărți pentru că știu că v-am supra-saturat pe unii dintre voi în februarie, dar ne întoarcem. Stați așa că nu am plecat. Cărțile rămân parte esențială și integrantă a canalului meu. Și astăzi vorbim despre cărțile pe care le-am citit în februarie și deși a fost o lună care a început relativ bine, zice eu, da, parcursul n-a fost tocmai cel așteptat. O să vă zic că am citit 5 cărți, între care unele au fost audio sau au fost o combinație de audio și fizic, dar am lucrat și la challenge-ul meu ăla mare pe care l-am pentru mine. Știți că am raftul de acolo de sus, nu știu dacă vedeți de acolo de unde e diva aia de se contorsionează. Am lucrat și la challenge-ul ăla, că am raftul ăla de citit și am făcut ceva progrese, doar că lucrurile n-au stat fix cum mi-am imaginat eu, pentru că mi-am imaginat că o să citesc niște cărți așa interesante și mamă, să vezi ce veselie o să fie, și a fost până într-un punct. Dar hai să începem. Și am început luna cu noua carte a lui Alex Michaelidis, pe care nu o am, dar am găsit-o pe Voxa, evident, și anume Furia. Și am zis să o ascult pe Voxa pentru că nu eram tentată să cumpăr cartea asta, fiindcă Fecioarele a lui Alex Michaelidis, el este cel care a scris Pacienta tăcută, pentru cine nu știe, și de asemenea și Fecioarele. Iar mie Pacienta tăcută mi-a plăcut la nebunie, Fecioarele nu prea, adică m-a dezamăgit. Am înțeles ce a încercat el să facă din perspectiva tehnică a autorului, s-a văzut și mi se pare că nu a legat foarte bine povestea, adică la un moment dat era așa ciudățică și de-aia am avut rezerve în ceea ce privește cartea asta, care carte în sine n-a fost chiar atât de rea, adică a fost mai bună, din perspectiva mea a fost mai bună decât Fecioarele, pentru că a avut mai multe plot twist-uri, astfel încât la un moment dat să te piardă pe drum, să nu te aștepți în totalitate la deznodământul final. Și avem o actriță din America care este foarte populară, dar care a renunțat la cariera ei de actorie ca să se căsătorească, iar acum este în prezent în Anglia, iar personajul care este și autor este un bun prieten al acestei actrițe care în secret este îndrăgostit de ea, dar îi este prieten foarte bun. Și actrița asta descoperă că soțul o înșală cu cea mai bună prietenă și ca să, împreună cu prietenul ăsta al ei, care este autorul, decid să organizeze un plan din ăsta prin care să se răzbune pe ei sau cumva să scoată totul la lumină, toată aventura asta a prietenei ei și a soțului ei, și se duc pe o insulă în Grecia pe care o are actrița asta. Și acolo se întâmplă foarte multe lucruri la care teoretic nu te-ai aștepta. Există o perspectivă ca în toate cărțile lui Michaelidis, pentru că în cazul în care nu știți, el este psihoterapeut ca origine, la bază, ca profesie, este psihoterapeut și se vede chestia asta în felul în care scrie. Se vede că introduce o latură din asta cumva psihologică, cumva de terapie, cumva de frământări, de angoasă și așa mai departe. Cert este că pe insula asta se întâmplă niște lucruri, niște foarte multe lucruri care dau tot universul peste cap. Îți dai seama că persoanele cu care țineai nu prea sunt cele mai ok și asta pentru că oricum niciunul din personaje nu este cel ok. Știți? Și Furia, numele de Furia vine de la Furia pe care îl cuprinde pe unul din personaje, am să vă spun pe care, care ajunge să distrugă tot, tocmai pentru că îl cuprinde o stare din asta de furie în care își distruge și iubirea vieții și așa mai departe. Și ca și în Fecioarele, și aici face o legătură între
cartea asta și Pacienta tăcută, pentru că ne întâlnim iarăși cu unul din personajele din Pacienta tăcută și da, nu vă zic cum, o să aflați voi undeva la finalul cărții. Da, mi-a plăcut cum a fost scrisă, chiar a fost mai interesantă cartea asta decât Fecioarele, din perspectiva mea. Și aș vrea să-mi spuneți vouă care dintre cele trei cărți v-a plăcut cel mai mult. Pacienta tăcută, Fecioarele sau Furia, pentru că chiar ar fi interesant de văzut și de ce, evident. Apoi, am citit și o carte de care eram foarte interesantă, și anume Ciudățenii amoroase din Bucureștiul Fanariot, de Doina Ruștii, pe care am început să o urmăresc și pe Instagram și pe TikTok, și mi se pare foarte interesant. Am înțeles că are mai multe cărți de genul ăsta. Aici avem parte cu, avem o colecție de scurte povestioare despre tot felul de, aș zice, relații amoroase, ci mai degrabă încurcături amoroase sau mai puțin amoroase din perioada fanariotă. Și fiind o perioadă în care, apropo, Valahia, că încă era Valahia, încerca să se dezvolte cultural, e o lume din asta așa foarte, nu știu, cum este epoca aia medievală la englezi, așa văd eu perioada asta fanariotă la noi. E o perioadă în care s-a încercat introducerea culturii în România, în care s-a încercat cumva o înțepenire așa a românilor, că parcă eram înțepeniți în noroi și în obiceiurile noastre străvechi. Și aici avem parte de niște povestiri foarte interesante, unele dintre ele, cele mai multe, de ce s-a întâmplat în perioada fanariotă. Unele legate de dragoste, unele legate de bani, unele legate de tot felul de încurcături din astea. Da, foarte, foarte simpatică cartea, cu multe povești, și pe lângă asta cartea vine și cu tot felul de poze, eu o să zic povestiri, poze care însoțesc poveștile astea, poveștile fiind reale, adică Doina Ruștii luând poveștile astea din Arhiva Națională sau din alte arhive unde sunt documente, unde sunt atestate lucruri despre poveștile astea, și cumva, evident, pe aici, pe acolo, unde a mai fost cazul, le-a mai înflorit, că la un moment dat spune cum se gândește un personaj, nu știu, când vine poliția sau, mă rog, care era echivalentul poliției la vremea respectivă, să-l ridice, știți? Sau se gândește unul când a ajuns la bătrânețe, la cum și-a pierdut el nevasta sau mai știu eu ce. Asta e evident că sunt înfloritori, dar sunt aportul autoarei, care este foarte frumos, dar în rest, poveștile, da, interesante. Și cumva, v-am zis, perioada aia are un farmec aparte, are un farmec deosebit, nu știu, e interesant. Da, vă recomand cartea. Ăsteia i-am dat, deci Furie i-am dat 4 stele, ăsteia cred că i-am dat 4, 3, 4 stele, nu mai știu exact. Așa, și urmează, următoarele 3 cărți sunt practic același roman în 3 volume, da, 3 volume. Și este vorba despre Winnetou de Karl May. În cazul în care ați văzut clipul meu cu challenge-ul pe care l-am făcut, dacă nu l-ați văzut, o să vi-l las în descriere. Anul ăsta mi-am propus să încep challenge-ul ăsta de a citi fiecare raft din biblioteca mea, și l-am extras și mi-a ieșit raftul numărul 2, și pe raftul numărul 2, printre alte cărți, era și romanul Winnetou cu cele 3 volume. Și eram foarte încântată, pentru că Karl May a fost unul din autorii mei preferați din adolescență, mi-a plăcut foarte mult. Acolo nu se vede de fotoliu, dar acolo jos sunt cărțile alea vechi pe care le-am citit eu, și eram foarte încântată să mă întâlnesc cu personajele din cartea aia. Dar am o mare, mare problemă. Dar hai să începem așa. Primul volum care mi-a plăcut foarte tare, pentru că m-a reintrodus în lumea aia vestului sălbatic din America, cu toate personajele alea, cu apașii, cu l-am cunoscut pe Winnetou tânăr, pentru că eu în romanele celelalte pe care le aveam, l-am cunoscut pe Winnetou deja căpetenia apașilor și deja celebru, să spunem, chiar și în vestul sălbatic. Aici, practic, îl luăm pe Winnetou de la început. Dar problema mea cea principală cu serie, cu cartea asta, tot îi zic serie, dar nu e serie, cu cartea asta este, sau cu romanul ăsta, este că nu, Winnetou
tu e personajul principal. Din contră, personajul principal și povestitorul, în cazul de față, este Old Shatterhand. Pentru cine a citit seriile sau cărțile astea, știe despre ce ne vorbesc. Deci, personajul principal și povestitorul, în cazul cărților ăstora, este Old Shatterhand. Și atunci, stau și mă gândesc ce, Doamne iartă-mă, o fi în romanul cu Old Shatterhand, care și el un roman dedicat. Acolo povestește Winnetou? Cum vine asta? Așa, acțiunea de aici, din ce înțeleg eu de aici, este începe de la începuturile lui Old Shatterhand, de când a ajuns el în vestul sălbatic și a devenit Old Shatterhand și în egală măsură s-a intersectat cu Winnetou, care și el a devenit Winnetou, căpetenia apașilor, și acțiunea de aici este înaintea celor de acolo, cărților pe care le știam eu. Și mă așteptam cumva să mă întâlnesc și cu personajele din cărțile alea, dar încă n-au apărut, nu au ajuns. Primul volum mi-a plăcut foarte tare, pentru că este mai antrenant, e cu mai multă aventură, fiind Old Shatterhand la început, îl vezi pe el cum este. Iarăși mi s-a părut foarte ciudat, pentru că în cărțile alea de acolo, nu Old Shatterhand este autor, povestitor, ci este doar personaj, pe când aici este povestitor și mi s-a părut, și totul este din perspectiva lui și mi s-a părut puțin ciudat, adică eu fiind obișnuită cu genul ăla de scris, mi s-a părut puțin ciudat. Dar primul volum mi-a plăcut foarte, foarte tare și i-am dat 5 stele pentru că m-a captivat, m-a trecut prin toate stările, a fost fain de tot primul volum. Al doilea volum a început să mă plictisească. De ce? Pentru că m-am prins deja de cumva de structura pe care o are Carl May în cărțile astea. El are un tipar după care scrie cărțile astea și se vede. Are un schelet în jurul căruia practic țese povestea. Și toate romanele lui cumva sunt făcute așa. Adică totul începe cu, nu știu, un punct, adică povestea pleacă dintr-un punct, după care ajung să se cunoască mai multe personaje, după care ajung să se despartă, după care ajung să fie vânate de indieni, după care iar se reîntâlnesc, se bat cu indienii, iară pleacă, iară sunt pe urmele indienilor și tot așa. Există un tipar din ăsta și devine obositor. Mi s-a părut romanul foarte, foarte lung, în 3 volume, mi s-a părut foarte lung, inutil de lung. Mi s-a părut ca tot reciclat aceeași poveste la un moment dat. În volumul 3, mai am puțin din volumul 3, nu e terminat pe de-a întregul, mai am un pic din el. Dar oricum filmez mai devreme de finalul lunii și sper ca până la finalul lunii să-l termin, deși ultimul roman ăsta al treilea m-a plictisit, nu, ăsta e 2, scuze, ăsta m-a plictisit cumplit, deci ăsta mi s-a părut cel mai plictisitor pentru că efectiv este același tipar și aceeași urmărire pe urmele indienilor și iară urmărim, iară pierdem niște prizonieri, iară îi găsim, iară urmărim indienii, iar ne urmăresc indienii. Pe noi numai așa o ține toată cartea și deja devine obositor. Adică e deja al treilea volum, pe bune. Adică în primul volum era interesant. Era ok, era funny, era plăcut. Dar deja în al treilea volum să-mi spui tu mie cum te furișezi pe în umbra focului ălora, pe vârful mâinilor, pe vârful degetelor de la mâini și de la picioare și cu îi spionezi pe ăia și ăia te spionează pe tine și te păcălesc și nu știu ce. Deja e plictisitor. E deja a 15-a oară cel puțin când se întâmplă treaba asta, știți? Adică mi se pare excesiv de lung romanul. Din păcate, again, pentru că este un autor care îmi place foarte tare și seria asta în general, seriile astea de cărți sau cărțile astea cu aventuri din vestul sălbatic mi-au plăcut foarte, foarte mult, dar e prea... Și, again, Winnetou este doar personaj și, la fel, dispare din când în când și apare. Plus că, la un moment dat, se rupe acțiunea și te trezești că în pagina următoare reia acțiunea, da... nu știu, 6 luni mai târziu. Și între timp el a fost și în Sahara, și a mai adică vorbesc de Old Shatterhand, a fost și în Sahara și a mai făcut nu știu ce și de acolo s-a întors cu nu știu ce rând de război, știți? Adică e obositor. Și el devine lent. Pe cât de bine a mers primul volum, pe atât de prost merge al treilea. Mi se pare excesiv de lung. Bănuiesc că a fost scris în ideea în care știu că romanul s-a avut mare succes încă de la debut și le-a scris așa, ca să, cum fac ăștia, ați văzut serialele, adică este primul sezon minunat, al doilea sezon ok,
Al treilea sezon se vede că întind coarda prea mult. Al patrulea, hai să mai încercăm. Adică îl tind un fel de anatomia lui Greg din aia, o ciorbă din aia lungă de nu se mai termină. E, cam așa e și ăsta, cam așa se simte și ăsta și e păcat pentru că personajele sunt fantastice, personajele din alea, așa. Iarăși un lucru care mă deranjează și m-a deranjat din totdeauna la Karl May este că, cu excepția lui Winnetou și lui All Shatterhand, prima dată ridică în slăv niște personaje, ți le face, ți le prezintă ca fiind extraordinare și ca fiind cele mai bune și ca fiind wow, după care ajunge să le ridiculizeze la finalul romanului. Și pot să înțeleg că poate ideea asta este de a îi aduce printre rândul muritorilor, dar nu-i face pe toți să fie zei. Adică cumva zeii în cărțile lui sunt Old Shatterhand și Winnetou. În rest, nimeni nu se ridică la nivelul ăla. Dar mi se pare puțin prea, nu știu, prea așa. Adică și aici și în cărțile, și în volumele astea cu Winnetou s-a întâmplat același lucru. La început a dat de niște personaje din astea care erau foarte bune, foarte pricepute, vorbesc în ale preeriei și urmăritului și toate cele, după care a început să le ridiculizeze. Au apărut alte personaje care erau mai bune ca ele și astea din tâi au devenit ridicole. Așa s-a întâmplat și, de exemplu, și în aia cu Vulturii Deșertului, cu Pit Lunganu și Dick Rotofeiu. Sunt două personaje care mie mi-au plăcut la nebunie și pe care eu le ador și pe alea le așteptam în romanul ăsta, dar nu apar încă. Și la fel, la începutul romanului sunt niște urmăritori și niște vânători de preerie extraordinari ca apoi, de la jumatea romanului încolo, să devină ridicoli, adică să facă numai gafe, să nu mai fie luați în seamă, să fie numai așa un fel de Charlie Chaplin de prerie. Și e trist că se întâmplă chestia asta, adică nu-mi place. Mă faci să mă atașez de un personaj, mi-l descri ca fiind un erou extraordinar și după aia, nu. Da, trist. Deci cam asta a fost în luna februarie pentru mine. Destul de ok, aș zice, în materie de lecturi, deși aveam niște așteptări mai bune de la mine și de la lecturile astea. Ca să vă zic că să facem un rezumat al celor trei volume din Winnetou. Primul volum a avut 5 stele din start pentru că mi-a plăcut foarte, foarte tare și l-am terminat și pe cel mai repede dintre toate. Volumul 2 a primit 4 stele pentru că deja a început să mă plictisească și am zis hai totuși, acțiunea a fost bunicică în volumul 2, dar hai totuși că parcă a început să mă plictisească, iar volumul 3 a primit 3 stele cu indulgență, că i-aș fi dat 2. Again, nu l-am terminat și am așteptări că mai crească puțin în ochii mei pe final. Dar a fost destul de, dar e destul de plictisitor, adică deja în volumul 3 vreau să-l termin ca să-l termin, știți? Nu, deja nu mă mai aștept la mare lucru și am dat 3 stele cu indulgență. Dar da. Cam asta a fost cu lecturile mele pe luna februarie. Nu știu ce voi citi în în martie. Mai am o carte din necitită din raftul ăla și eventual să vedem ce fac cu Sherlock Holmes, dacă să-l recitesc sau nu, și termin raftul ăla. Deci primul raft din challenge o să fie foarte easy de trecut și după aceea vedem. O să vă țin la curent și acolo. Spuneți-mi și voi în comentarii ce ați citit în februarie, ce cărți v-au atras atenția, cum vi s-au părut, dacă aveți alte recomandări, let me know. Mă bucur dacă v-a plăcut clipul ăsta, dați un like și un share, vă pup și ne vedem în următorul clip.